Se pare că România se va gândi în instituția mai asiguratorii. Eu sunt de manager și colega mea, Ana Bălucelu, care reprezentăm în SARU, în Uniunea Națională a Asiguratorilor, în cadrul dezbaterilor cu privire la aceste modificări ale proiectului de lege. Noi vom face parte din grupul de lucru alături de astăzi câțiva colegi din sală. Asociația pacienților va fi foarte curând chemată să asiste la aceste discuții. Și pentru că să ne aveți foarte multe probleme în acest moment, eu consider că o să facem, doar o scurtă concluzie acestea, dar ca să putem să mergem cu toții mai repede acasă, că este deja târziu, este foarte cald aici. Dar vreau să vă spun la un moment dat totuși și poziția noastră, pentru că în final noi de obicei chemați să acordăm despăgubiri pacienților. Proiectul acesta de la Ministerul Sănătății a fost inițiat în primul și primul rând ca să nu în beneficiul pacienților, da? Ca aceștia să aibă mai ușor acces la ultimul și despăgubiri. De asemenea, s-a constatat în practică că există probleme de acoperire pe asigurarea de malpraxis, ok? Se acordă despăgubiri în instanță, își, da, că se acordă cât se acordă, dar s-a constatat că parte din aceste despăgubiri nu sunt achitate de către asigurător, dar în diverse motive. Și atunci am zis ca să fim fair play, să avem undeva de câștigat cu toții și medicii și pacienții și asigurătorii, să impună totuși niște condiții minime vis-a-vis de acoperirea pe care a trebuit să aibă acest contract de asigurare, da? Ce pot să vă spun, se dorește foarte mult de la noi, se dorește să vedem foarte mult din acest risc, să descoperim foarte mult de noi, ca să se evite să plătească spitalul și, în definitiv, până la urmă, aș zice toată societatea, pentru că spitalul este bugetat de la primării prefecturi și acestea din învățațiile noastre, dar s-ar putea să nu putem întreba la un valoare la răspunsurile care se solicită. Eu să vă spun că sunt acest lucru în toată Europa, v-am făcut la câteva slide, dar cred că suntem în poziție să le vedeți, în privința malpraxisului în toată Europa și în Statele Unite, inclusiv Australia, au fost aici crize de sistem majore. În anii 70, 80 și 90. Cu problemele care au afectat absolut toate părțile implicate, nu mai pe asigurători. Ce s-a întâmplat? Pacienții bătrâni și aveau semne că au dreptul la despăgubiri, au acceptat instanțele, au primit niște momente de indemnizare foarte mari, pe parte de daunuri mari, 500 de milioane de milioane de milioane, dar în cel statele de 10 milioane, până așa este pe sistem cu jurat. Și și-au dat seama la un moment dat că au asigurătorii să suporte atât de multe, așa valoarea indemnizațiilor, pentru că odată plătite primele sentințe, foarte mulți dintre asigurători au dat faliment. În momentul în care a dat faliment, o parte dintre sentințele nu a putut fi achitate de către asigurători, asta a fost într-un punct. Ceilalți, când și-au dat seama despre această vorba la această lume, au decis să se retragă din lumea de malpraxis, să nu mai acordă suport și să nu mai despătrească ei. Și atunci, medicinii care sunt educați să aibă asigurări de malpraxis, nu au mai putut, nu au mai vrut să-și iau asigurări de malpraxis, pentru că nu au mai putut să se retragă în multe țări să ofere acest serviciu. Și s-a creat o criză sistemică, în loc de ministerele asociațiile s-au oprit pe toți, au făcut rapid niște funduri să se asigure singur, pentru că asigurătorii nu au putut să suporte nivelul acesta de despăgubiri. Dar spun doamna Părintean, așa că deja cuantumul de despăgubiri de la mine rezervă este foarte mare la portal, atât deja în casă ca bune. Și am fost o problematică, cei care au reușit să rămână ca asigurător pentru medici, au început să crească foarte mult punerea de asigurare și s-a ajuns undeva, de exemplu, o profesie de chirurgie care vrea să aibă acoperire la 1 milion de euro, ar putea să fie între 50 și 40 de euro. Ori este aproape impresionant să credem că țara asta nu ar trebui să apărinte să plătească aceste prime. Și totul s-a întâmplat din cauza faptului că s-a ocupat despre prima dată la valorile de care am vorbit, 500 de milioane și 600 de milioane. Din păcate, constatăm acest fel și la noi, am văzut statistica pe care a primit-o domnul Merinte, sunt deja la solicitări în instanță,
Dar cine nu vede, vreau să vă dați și la 4 milioane de euro, să vă citesc pe darul moral. Și există adevăr suferință să nu se acorde această sumă, pentru că prima dată pentru toată lumea se va rea să se devalvați, nu atât la mai multe 62 de mii de euro pentru credici. La funcție de la urmă, am fost putea și referentă, dar trebuie să fie achitată de către tale, corect? Să trebuie și la cât de jurnal de probleme. Deci, ce vreme că a făcut acest proiect de lege, am încercat să am luat de vreo să ne vrem tot ce se poate, înainte să avem instanță, în instanță să avem procesul foarte lungi, pacientul să nu aibă sub nicio formă acces la descoperiri rapide, până după 50 ani de proces, pe care nu mă interesează că ai primit 50 de minute, de minute, 500 de minute, ai fost primit literalmente o perioadă mult prea lungă. Trebuie să vedem sub ce vom putea să avem întrebări și instanțele și cum să procedăm la rolul morală. Pentru că aceasta ne va încărca pe noi foarte tare în acest moment. Pentru că în momentul în care acceptăm ca practică în instanță și de sumă absolutului așa la sărbătorului, să încerca nu ne vom putea să preia așa de mult gratis. Oricât ar prelua, ar răspunea până la cea generală pentru medici, medici nu și de primit și ajung în urmă la o situație în care toată lumea s-a supus niște despăgubiri, s-a implodat câțiva acces la aceste despăgubiri și aproape toți ceilalți anterior să nu mai aibă acces la despăgubiri. În momentul în care punem sarcina în Ministerul și Resurilor foarte mari și foarte plătite. Pentru câțiva dintre pacienți, ceilalți au în momentul în care avea acces la evadare medicamente, pentru că tot ce este spitalul se va duce pe acoperirea câte cu asistență de dare morală și nu mai avea de care în această parte de la Constituția și mai departe. Trebuie să vedem că cu acea vorbă pentru instanțe, cum se stabilim darul morale, în și primul rând, pentru ca asigurătorii să fie capabili să preia parte din noștri și ne studiască. Și asta va fi o tematică, cred că, în care se va discuta următoarele luni, dar vreau să scoatem această normă, această lege cu malpraxis și destul de curând și să spun ce și fac în această lege că urmează ca Ministerul Sănătății și Ministerul Justiției să stabilească niște criterii clare de acordarea darurilor morale și să pună niște plafoane. Noi credem că pacientul și societatea va costa toate și va spune că nu ar trebui să se limiteze drepturilor la primirea de despăgubiri. Dar pentru că toate statele în decursul a 30 de ani și-au dat seama că este singura soluție pe care vreau să o adopteze, plafonează acest nivel de darurile morale sub o formă sau alta, cred că ar trebui să urmăm și noi pe ei să ne ajutăm să avem la lucrul nostru cum să insistem. Ar fi una dintre probleme. A doua problemă ar fi în dezbatere pe lege această procedură de nu neapărat la lege, ci vreau să recepăm la daunele pe malpraxis până la urmă. Să obligăm pacientul să se adreseze spitalului, pentru că în acest moment nu se adresează în urmă de cu pacientul. Eu am direct în instanță, alții la colegii, alții un asigurător, pentru că nu am început pe personal din toate direcțiile și am gândit să cumva să impun pacientul să se adreseze direct la medicina medicală, în trebuie care să cheme și medicul să avem absolut toate probele. Și în prima instanță, tot dosarul, deci unitatea oficială cu care să pună la dispoziție absolut tot ce are aprobatorul, împreună cu punctul de vedere al medicului, pentru a avea unității medicale, să se adreseze asigurătorului. Direct, fie al spitalului, fie al medicului și împreună asigurător să spună la masă, să discute la informator pacientul cu medicul, să vedem succesul există în praxis și când o să vă în urmă la răspătătirii. Acum, problema este să recunoaștem că este un de praxis, pentru că dacă suntem medici, cum a spus și domnul medic înainte, ne credem destul de extraordinar și ne cunoaștem să recunoaștem atât de greșit. Și dacă nu recunoaștem că am greșit, ne avem să repetăm ceva, pentru că nu avem asta la praxis. Și atunci, dacă ne vedem la această listă de expert,
pe care să-i putem accesa ca ei să vină să spună dacă fost rămâne de codul medical. Pentru că odată ce stabilim de codul medical, este foarte ușor să ne așezăm la masca în rugăciune să stabilim mai multe pe care trebuie să-l dorim să-l despătrim. Până la asta, nu e codul medical, dar foarte greu. Sperăm să se rezolvă pe această întrebare de listă de experți sau autorizați pe care se accesă. Acum am spus un moment că într-o simplă negociere între pacienți care deja, așa cum v-a spus, are pretenții la 1-2 milioane de euro, iar sumele asigurate rămase de pe poliță sunt la nivel de 10.000 de euro. Câțiva dintre medici au ajuns la 100.000 de euro. Dar nu știu, nu putem înțelege sigur. De asta spun că nu putem începem să ne înțelegem de la bine, de la pretențele de fapt că noi până la ceea ce putem ne asigura ca suma asigurată pe poliță, diferența este mare și va trebui să acolo de la niște experți mediatori care să arunce pe cealaltă pe care nu toți și pe asigurători și pe medici și pe pacienți și să ieșim mai mult cât de cât cu o soluție moderată la profitoare părțile, pentru că altfel nu văd cum s-a rezolvat problema. Deci trebuie să înțelegem că nu e pentru un rău să aibă 100.000 de euro, nici milioane de euro s-a făcut de spăduri, nu și spitalele pe care ne-au acești bani și nu e nici asigurătorul nu-și permit să achite milioane de euro de spăduri, dar trebuie să stabilim niște limite rezonabile, da? Până să acum, ca să menționăm la niște limite absolut ridicole, cineva spune aici, 2.000 de euro, 10.000 de euro, 30.000 de euro pe asigurări, pe sume asigurate la asigurări. Am putea să stabilim că este necesar de niște limite mai grave, niște limite mai mari. Am putea să stabilim niște criterii bune și niște criterii pe daunele morale, ca șarte normal, și atunci mai măcar cum ațiate costuri să le prezintă la urmă noi asigurători, vorbim de ce stabilim tipă medicală, ca și domnul expert, și probabil ne vom vedea ca și domnul mediatorul. Altfel nu vor ține nicio formă, nu am ajuns ca așa, o să practic acum are peste ani, peste ani de procese și care se lasă cu niște sentințe arbitrare. Nu. Mai este încă problematică, o problematică noastră a asigurătorilor. Noi funcționăm puțin altfel decât toată lumea, din păcate. Pentru noi, de unde mergem noi, este vorba de ceea ce acoperim noi. În bolțele noastre de asigurat toată lumea, eu v-am făcut o schemă, dacă poți să te duci la schema mea, întinderea temporală, mai sus. Vreau să vedeți până acolo. Problema, da, mă pot puțin, poate dincolo să vedem de bine. O asigurare, o răspundere civilă, presupune cineva în forma medicală apariția în prejudiciu și cineva cu bine să ceară niște pretenții de despre și nu păcat că aceste elementuri se întâmplă pe o perioadă lungă de timp. O mică asigurătoare este în prevența pe un singur an. Și trebuie să stabilim foarte clar ce asigurăm, în care este adevărat pe care sunt asigurat pe această poliță, da? Mare parte din anii 90, care sunt principiile de descoperire, care nu este punctele azi în ajutor regulat și creează foarte multe probleme la nivel de înțelegere a copilului, atât din partea medicilor, cât și din partea instanțelor. Noi nu acoperim valoarea medicală care se produce în anul în care a fost asigurat medicul, da? Nu ne dau undeva în tot cineva să vină să ne ceară o descoperire, ci nu funcționează exact ca să stăm în urmă. Așa cum vedeți acolo, nu am toți asigurat de la urmă trecut, care ne se identifică în azi în prezent. Așa cum am avut și am asigurat între noi. Și pe cauza asta a văzut că m-am părut că m-am părut și cu medicii și cu pacienții și cu instanța de instanță, dar am văzut și cu prima de instanță, poliția de la urmă care are recuperare medicală. Ormai nu am trebuit să asigurat pe cea poliță. Nu am trebuit să este ceva ce depune de distanță, poliția de la urmă care are pacientul în acele mai răspunduri. Pentru că acolo este povestea de limite asigurată, în locul să vedem cum în repetiția s-a folosit salarea și dacă s-a folosit în perioada de retroactivitate pe care nu am lucrat, cum și am acoperit, atunci am răspuns că poliția și spune că nu am să plătim. În acele mai răspunduri, în acele mai răspunduri,
dorință. Deci este o confuzie generală absolut totală. Și nu am vrut să fie să ne gândim de mai multe lege. Ce înseamnă această copilă? Ce înseamnă această copilă? Da? Care ar fi de mai desigurat cum trebuie să ne gândim ce pe noi pacientul de să nu fac decât de pe dreptul și cum trebuie să ne gândim ce pe noi asigurată ca să ne gândim de pe dreptul să ne stabilim cu un moment de mai multe lucruri de la cartă care să-i predăm au bănuit toți, aș spune că să nu mai să nu mai fie probleme să faci comparații de produse, pentru că acum, dacă faci comparații de produse, poate fiecare abordă o altă perioadă retroactivă, 12 luni, 24, 36, sau mai mare sau deloc. Nu mai pot am lucrurile de la numărare pe părți altele, nu fără de lungă, altele, nu mai urmează. Și își prezintă că nu se mai întâmplă în asigurător, că nu avem pe ce. Asigurătorul de zbărtă s-a întâmplat. Am văzut că asigurat pe părță, nu am văzut că asta pe părță, nu am văzut că nu am văzut pe părță. Și deci, ne-am gândit că este cel mai bine pentru noi, nu vreau mai văzut să introducem într-o cadru, cadru, un for, pentru toate societățile de asigurări, pe care să le practicăm, să folosim acest principiu de asigurări, să ne importăm în asigurări, în care să acoperim ca întâlnire de asigurat oameni care rectifică pacientul de aur, pentru a își vreau de mai multe plata medicului, de aur, de aur, de 36 de ori, aceasta se cam rămâne. De acolo, de aur, de care mai multe se împlăcează pe asigurături, dacă consideră că vrea să fie acoperit de mai multe ori, cu ce urmează și cu ce bine. Și să stabilim această fiecare și să fie ca formare a camerelor fără, de asemenea aceea de drept de societatea automorală, dacă vine distribuită cum în Australia se ceară pentru nepotul lor pentru că se consideră traumatizat moral din cauza că a pățit cu nepotul ceva, pentru că se riscă foarte multe persoane care poate să vină să ceară. Dar în numărare se trebuie care ar fi numărul lor și care ar fi cele îndreptățite să vină cu adevărat să ceară, să nu avem o listă lungă ca și care la ușa noastră asigurătorul care să încerce să împace pe toată lumea cu noastră. Adică, pe noi, după aceea, trebuie să fie care recuperă în urmă pacientul de tomat, pe el să-i despăgubim, în vedere de cele respectiv de la noi, deci și aparținătorii, copiii, părinții, bunicii, copiii și oricine consideră că au avut o dotămare activă. Și dacă toate aceste persoane care stau în urmă la ușa noastră să se medieze, pe părța sau în câteva curs, mă foarte repede, s-ar putea să avem o persoană care a zis că vreau să-i dăm pacientul de tomat, cel care este cel mai măsură să primească răspătiu. Și atunci am făcut că se discută, de aceea în primul an mi-am dat acest proiect în dezbatere, cine ar fi trebuit să fie, cine este cel mai puțin să ceară, care ar fi în cuantul de răspătiu, pe care se merge la răspătiu, ce se va întâmpla statutul social, dragul de vătămare corporală, cât se le dăm celor care au fost vătămare corporal grav, cât se le dăm celor care au fost vătămare corporal grav, da? Și cum a fost afectat social cei care au avut anumite prejudicii, pentru că fiecare o să aibă altă de pierdere, dar atât de neaccesare în la urmă oportunităților în viitor. Asta este statutul social, îți permite să accepte niște drepte sau să încep niște lucruri. Diferit pentru fiecare asociat, considerăm aceeași 100.000 de euro pentru toată lumea să compensa această lipsă de șanse de a te realiza. Nu toată lumea are aceeași posibilitate de a veni de la bugurile, da? Să și spun că sunt foarte, foarte multe probleme de discutat, problemele spinoase, până la urmă, la urmă, să vă rog, să mergem în totul rău și să spunem, este care să ne ajute legiferăm asigurarea de maltrață, proces în baza căruia acordăm asta, de fapt, să ne punem în mâna lucrurile, deci, același principiu pentru toată lumea, în primul rând, de doar pe care se acordăm, o plafonare pentru noi a dat o normală, dacă trebuie să discutăm serios, dacă este cazul să-l punem în general, pentru că noi abordăm limita funcției de studiu, că este pacientul, dacă va merge în instanță, va putea oricât să ceară și atunci ar fi bine să avem acest tip de stabilire a dat o normală pentru toată lumea și pentru instanță să lucreze și ele, să ne ajungem să nu știu ce măsură se va putea. Eu vă spun că toate țările europeană au un astfel de tip, dar sunt reglementate prin legea că sunt doar cuvânt de bune practice care se aplică cu atare în instanțe.
curtă, dau minerale peste tot, dar părerea să știți că sunt tehnologii pentru franța, la capăt de la urmare, doar la urmărit de la urmărit, pacientul de primat, pentru că cu gradă de tărâne cel mai mare. Nu am tot domnul, dacă ei sunt interesează pentru toate costurile, pentru toate partele de buzun, pentru că diferențele între salarizare și funcția de handicap, pensii de oraș pentru copii care urmează să nu am de ce, costurile cu de ce și mai departe, tot ce înseamnă programul medicală, care înseamnă refacerea stării de sănătate sau protejarea celor care au rămas să se acordă, la programul normal, am spus, nu știu că de euro pentru pacient și următorul care cer în caz de decizie de copii, ar fi soțul soția undeva la 15 ani și pacient de copii, brânce care cer mai mult de 5-7 de euro, că se primesc în fiecare, adică totul combinat, mai mult de zi de la 500 de euro, mai mult de 600 de euro, mai mult de 500 de euro, mai mult de 500 de euro, mai mult de 500 de au alte de prietene, alte de concert și cu toate astea noi cu noi reușim în acea dimineață de pacient. Deci este de noi să ne rămânăm, nu știu de ce, pentru noi că nu ești permite să dea această sumă uriașă, deci este de noi bun de urmare, da? Deci eu cam asta vreau să vă spun, dacă vreau de urmă să mai spună ceva. Din păcate, sentința de 500 de mii sunt mai multe decât cele menționate de domnul. Statistica vă pune la dispoziție acum în Ministerul Sănătății. Deci, eu v-am spus că acum este cuantumul care se cere acum. Să înțeleg că am uitat în secțiunea de întrebări și răspunsuri, da? Cine dorește să ridice mâna și primește microfon? Da, o să vă pun la dispoziție pentru că până la urmă este așa o radiografie a evoluției malfacerii. Nu vă face complica mâna și nu are ce trebuie să face și care problematică de asigur și să știți cu toții de fapt ce se întâmplă și unde vrem să ajunge. Ar fi vreo să aveți până la urmă, să vă mai sunt mai sunt terminată. Deci, alte întrebări atât pentru asigurator, cât și pentru domnii care se mai află încă la masă? Pentru că mai sunt este mica târziu la ora asta. Dacă îmi permiteți... Pentru că ați descris foarte interesant și chiar mi-ați dat niște informații importante. Tocmai pentru faptul că dezbatem mai corect proiectul de lege. De acord cu dumneavoastră că asiguratorul trebuie ținut să nu dea faliment. Vă întreb acum, în actualul sistem de sănătate din România, când riscul de malpraxis este la tot pasul, cum veți putea, ce cuantum cotelor de asigurării de malpraxis puteți la acest moment în care anual noastră vă convine asiguratorilor să fixați un cuantum destul de mic pentru că riscul nu e atât de mare, e aproape zero. Pentru că nu toată lumea beneficiază de asigurare, nu poate. Legislația împiedică accesul pacientului a solicita acest copil. Nu mai avem instanță. Dar femeii trebuie să fie și fără instanță, direct. De, cum veți asigura pentru că sistemul de sănătate este așa cum este, unitatea medicală, oricând prezintă risc de malpraxis, medicul nu a avut prescripții. Și există niște protocoale terapeutice foarte clare, există niște norme foarte clare în ceea ce privește activitatea medicului și preîntâmpinarea și judecarea cauzei de chine după aceste criterii. Cum vă apropiți acest risc? Pentru că, odată, nivelând de acea centură accesul pacientului la sistem, deja noastră asiguratorii cred că este mai încătate. Am spus de ce. Sistemul de sănătate din România este un sistem care creează un mare risc de malpraxis. În primul rând, nu am copilit chiar totul. În cazul în care există malpraxis din lipsă de echipamente, da,
consumabile și așa mai departe, se stipulează și acum legea și va menține prevederea legea de răspunde medicului și atunci nu vom prelua lipsa un sistem de acum la discuție echipamente și mai departe, nu va fi transferat în sarcina singurilor, că este practic imposibil. Aici va trebui să o vedem și în niște domenii, guvernanțele și probabil domnul administrează corespunzător fondurile. Mai sunt niște situații în care mai multe, de exemplu, lipsa consumționatului informată din asta, noi nu putem asigura în orice înseamnă intenție, iar faptul, în momentul în care tu nu ai primit informații din pacient, sau că nu te înseamnă că ai făcut-o cu intenție și tot prin ce te făcut și lăsa să poți să la pacient, în ce rezolvare e asumat și atunci va trebui să vedem ce cercetare nu și colegiile medici și să aibă foarte mare grijă cum își informează pacienții, pentru că dacă nu se informează, nu vreau acces la porța noastră. Mai sunt câteva excluderi de pe porță, dar toate legate cu un urmă de sistemul nostru care este probabil să ne sinizeze lucrurile. Și când ajungem să dovedim pe păstoarea rară medicală, aici noi am trebuit niște simulări, dar am cerut statisticile, nu avem complete, din păcate nu avem toate. Am văzut doar că, până acum, în instanțe sunt reclamații și cazuri de instanțe sunt undeva spre 100, deci, între care unele plătite la 500.000 de euro, altele cu solicitări de 1-2 milioane, că de asta eu nu am văzut că există așa valori și de acum, ne-am jucat puțin, trebuie să revizim și noi altele. Noi vom avea, dacă ne vom toate situațiile acestea, în sistemul un nivel maxim pe care noi credem că l-am putea susține și cu niște prime adecvate pentru medici. Pentru că domnul Arafat spunea, cu bună dreptate, nu să putem să-i punem medicul în vârfă, o prime de 500 de euro sau 1000 de euro, pentru că noi vom avea un salariu mai jumătate. Și atunci am putut să ne găsim și de la pacient. Deci nu putem să vedem ce trebuie să facem. Atunci dacă să vedem unde se însăță în această curată la darele morale, da? Dar noi să putem și noi să ne acoperim toate daunele și pacientul să putem să vedem ceva ca rezultatul și medicul să ne fie pus în poziția de a plăti singur pentru care este asigurată să se putea să 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 și prime. Deci nu trebuie să se plătească, dar primele și noi trebuie să plătim limita porței și ca cel să plătească ceva. Dar nu avem să dăm tot pentru ca cel să plătească prime, ca cel să plătească câteva milioane și restul pe mărătate de mărătate sau de la familie, pentru că nu este plătăția. Deci trebuie să... Ați pronunțat mai devreme ceva care pentru lucrurile pacienții este foarte periculoasă. Și să vă spun de ce, aș vorbi de consimțământul informat al pacientului. Sigur, noi apărăm acest drept, este un drept al pacientului. Dar în momentul în care dumneavoastră asigurator condiționați plata asigurării, plata despăgubirii pe acest criteriu, cred că o să fim împotrivă total și să vă spun de ce. Să vă spun, lăsați-mă să spun, în situația în care dumneavoastră condiționați plata despăgubirii, deci semnătura riscului, deci pacientul își asumă riscul și atunci el nu mai are dreptul să primească răzbăgubire, aici este un lucru periculos și nu o să fim de acord și o să venim cu argumente solide. Au mai fost astfel de propuneri și la unele dintre companii, nu ați mai spus așa ceva, dar este foarte periculos pentru că nici nu se pare moral dacă vreți. Pacientul nu este profesionist în actul medical, iar medicul va abuza pentru a nu se complica să aibă risc de malpraxis. Asta se întâmplă și acum. El o să vină consimțământ al pacientului, din care rezultă că medicul chiar poate să facă orice, să-l și omoare, dacă totul își asumă pacientul. Deci, unde mai este riscul de malpraxis și ce mai face? Deci, așa ceva nu se pare medic, să se susțineți și pacientul nu este informat în primul rând. Deci, să spunem în realitățile românești. Deci, nu vreau să ne învățăm că orice act medical faci, dacă ai o are și că o vede pe zbuciu, e subținuția mea de malpraxis, da? Faptul că acum treci acolo 20 de chestii care te descurcă, pe mine nu mă interesează, că nu mă conținutul, de să știu că am fost informat și să-l arăt în conținutul, pentru că am fost cea de gerente să-l treacă foarte bine, pentru că nu este specialist. Da, dar conținutul cu o poziție astfel încât să anulați asigurarea? Nu. Sau să eliminați cumva, adică altfel atunci de ce? Nu
pentru eroismul care ați rezistat
până la această oră târzie de sâmbătă, într-o zi de sâmbătă, declară închise lucrările conferinței și aștept cu nerăbdare să ne întâlnim într-o dată viitoare. La revedere!